Planurile unor hoți de lemne au fost date peste cap de către oamenii legii. Hoții au fost surprinși într-o pădure particulară din satul Prahovean Jugureni, în timp ce tăiau copaci și îi încărcau în căruța. Miercuri, 22 ianuarie anul curent, lucrători din cadrul postului de poliție Jugureni, Călugăreni și Gura Vadului, împreună cu un pădurar al ocolului Silvic Tisău, s-au deplasat pe raza comunei Jugureni, sat Jugureni, punct Zănoaga, la limită cu județul Buzău, unde au depistat doi bărbați care tăiau fără drept și sustrăgeau material lemnos dintr-o pădure particulară. Organele silvice au procedat la măsurarea materialului lemnos, care era încărcat în două atelaje HIPO, rezultând un volum de 1,5 metri cubi, esență carpen. Materialul lemnos și mijloacele folosite la sustragerea acestuia au fost reținute în vederea confiscării și predate în custodie ocolului silvic. Bărbații, ambii din județul Buzău, au primit o amendă în valoare totală de 12.000 de lei.